cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, scuzați întârzierea, nu-i gerul de vină, noi suntem de vină că am stat de vorbă un pic înainte de emisiune, așa că intrăm abrupt în tematica de astăzi. Se știe că de prin 2011, sper să nu mă înșel, a început discuția despre un sistem de management al colectării, integrat al colectării, deși eu nu știu exact, o denumire din aia pompoasă și lungă, cum din proiectele europene. Atunci eram asigurați că vom fi județ model, cum a mai fost odată județ model, când s-a făcut groapa de gunoi de la Piatra Neamț. Ni s-a spus că totul va merge aproape computerizat, mă rog. Că vom avea stații de sortare, un singur depozit, a fost încercarea cu depozitul într-o localitate, nu s-a reușit să ajungă la Girov. S-a împărțit județul așa, patru bucăți, una pe Roman, una în sub-Roman, adică la Târgu Neamț, una pe Valea Muntelui și centrul județului cu municipiul Piatra Neamț. După lupte seculare între Culiță Tărâță pe de o parte și consilierii PSD pe de altă parte, care la vremea aceea încercau să blocheze finalizarea lucrărilor din motive care țin de încheierea contractelor, s-a dat drumul la depozitul de la Girov și au fost încheiate contracte pe trei dintre zone. A patra a rămas neacoperită. Recent s-a încheiat contract și pentru ultima zonă și vom discuta despre contractul ăsta. Ei, lucrurile n-au fost deloc așa cum, n-au funcționat așa cum se credea. Pentru că, nu e așa, de la teoria europeană până la practica, nu românească de data asta, practica generală, dar cu România avem, în România avem niște chestii particulare, lucrurile s-au mai blocat, s-au mai gripat, gunoiul mai ajunge prin râpe, ajunge și la Girov, mai se dau amenzi, dar în realitate tot sistemul ăsta este un fel de bombă care poate oricând să explodeze. Pentru că sunt probleme, l-am invitat astăzi în emisiune, recunosc că e într-o postură ingrată pentru că cel care e director executiv este bolnav, Bogdan Gavrilescu, președintele instituției, adică ADI Econeamț, domnul Brașoveanu e președinte, deci nu e un executiv direct și deci într-o postură recunosc destul de ingrată pentru domnia sa, directorul adjunct, directorul executiv adjunct al ADI Econeamț, domnul Claudiu Pădure, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Domnul Claudiu Pădure, așa, din prima să vă întreb ceva. Dumneavoastră, în calitate de director executiv, sunteți mulțumit de cum funcționează activitatea aceasta de colectare, după aceea transport și depozitare a gunoiului în cele două depozite conforme pe care le avem, că avem două, cel de la Girov și cel de la Piatra Neamț, care a fost anterior celui de la Girov. Sunteți mulțumit? Domnule Bălănescu, nu se pune problema dacă suntem mulțumiți sau nu. Vreau să vă spun că ADI Econeamț respectă niște contracte pe care le-a semnat cu operatorii de pe cele trei zone, așa cum ați precizat și dumneavoastră, zona 3 Târgu Neamț, zona 2 Roman și zona 4 zona Valea Muntelui. Deci zona 2 și 3 sunt ale aceluiași operator. Zonele 2 și 3 sunt operate de același operator, respectiv SC Rosal cu 2 de S de la Roman, iar de, zona... De ce cu 2 de S? Păi cu un singur S sunt, erau la București, atunci erau... Am înțeles. Nu, credeam că e o chestie, o titlu de noblețe care are două contracte.
și de aia și-au pus doi de S, dar de fapt... Am vrut să-l separăm de Rosalul de la București. Am înțeles, da. Iar zona 4 este operată de SC Edil, Industrii din Iași. Din Iași, da. Bun. Deci, dumneavoastră, nu puteți să spuneți dacă sunteți mulțumiți sau nu, că aveți niște contracte pe care le respectați. Dar dincolo de contractele astea... Monitorizăm acele contracte. Monitorizați acele contracte. Avem obligația de a monitoriza. Și monitorizarea asta a contractelor, ea se face pentru obținerea unor criterii, hai să le spun, de performanță, nu? Adică, și analizăm indicatorii. Adică niște indicatori care trebuie respectați, adică și evaluați anual. Cantitatea de gunoi strânsă, cantitatea de gunoi selectată strânsă, cantitatea de gunoi care ajunge depozitate în rampe și din rampe în depozit sau este... Sau merge spre valorificare. Sau spre valorificare. Ei, ce spune monitorizarea dumneavoastră despre lucrurile astea? Monitorizarea noastră spune că e loc tot timpul de mult, mult, mult mai bine. Bun, asta am înțeles, că știu, putem să luăm și gunoaiele din Iași, dacă vrem, sau din Suceava, că e loc de mai bine, asta știu. Nu, dincolo de e loc dacă mai bine. Dacă ar fi să bine facem o imagine la nivel național, să știți că suntem undeva la mijloc. Nu, tocmai asta mă jenează pe mine, tot timpul suntem la mijloc și ne uităm în jos. Suntem la mijloc și ne uităm în jos. Și în sus. Bun, și să vedem ce fac ceilalți, de fac mai bine. Bun. Haideți să lăsăm generalitățile, să mergem la concret. Cum își fac treaba operatorii cu care aveți contracte? Că după aia discutăm și despre zona 1. Cum să-și facă treaba? Fiecare operator merge și colectează de la puncte fixe sau din poartă în poartă. Exact așa cum au contractele. Asta am înțeles. Cu primările. Colectarea asta. Ce găsesc în acele platforme și în acele pungi sau recipiente de la poarta cetățeanului, acolo este problema. Problema gravă este calitatea deșeului pe care îl colectează. Pentru asta, Adieco Neamț, împreună cu AT-urile și împreună cu operatorii, fac diverse campanii. Și nu numai cu operatorii, sunt o groază de ONG-uri care se implică, școlile, fac tot felul de campanii de informare și conștientizare a cetățenilor. În unele comune merge treaba, adică avem un grad de colectare bunișor, în alte comune unde probabil, nu vreau să-mi asum să zic că este o implicare mai puțină. Dar de ce să nu spuneți? De ce să nu spuneți? Vedeți, dacă rezultatele... Aceeași campanie o facem și la, să luăm exemplu, zonei 4. Și aceeași campanie de informare și publicitate din partea ADI-ului și din partea operatorului o facem și la Grințieș, dar o facem și la, să dau partea cealaltă, o facem și la Hangu, unde Grințieșul are un grad de colectare selectivă de 46%, deci, iar Hangu are de 4%. Pe aceeași campanie de informare, pe aceeași monitorizare a Econeamțului, de aceleași ONG-uri care vin și colectează. Da, dar diferența este probabil dată și de implicarea, nu neapărat a administrației, clar administrația trebuie să se implice și nu se implică peste tot, dar este dată și de implicarea celor care pot influența locuitorii, gen profesori. La Grinție știu eu câte acțiuni de conștientizare a elevilor s-au făcut în școală. Exact. Și lucrul ăsta se vede și fac pariu că și la Farcașa este, Farcașa este același lucru unde se întâmplă. Unde în clasament Farcașa e pe locul 2, de exemplu, deci, de pe zona 4. Da, deci sunt lucruri care se întâmplă pentru că oamenii se implică și se fac acțiuni și se discută despre astea, nu didactic. Da. Adică nu didactic, am făcut o acțiune, hai să mergem noi, ne întâlnim la, nu știu ce, Orizont. Mergem la un Orizont, ne întâlnim, bem un șpriț, mâncăm o friptură, am bifat acțiunea. Nu cred că... Da. Lucrurile astea trebuie să făcute constant. Bine, o problemă ar mai fi, probabil, ar zice unii din UAT-uri, domnule, nu ne ajută poziția geografică a UAT-ului. De exemplu, Hangu e foarte extins. Ai o singură persoană responsabilă de mediu care nu poate gestiona bine situația. Nu poate să meargă în fiecare zonă să vadă efectiv ce aruncă cetățenii. Sau nu vrea să-i amendeze.
Există și aici o problemă. Sunt o ateuri unde au, prin poliția locală, amendează cetățenii care nu selectează la sursă. Bun, acum, domnul Pădure, până la urmă, cum se poate implica primăria în afară de a îi convinge pe oameni? Din câte știu eu, dar poate greșesc, operatorul trebuie să facă contract cu beneficiarul, indiferent că beneficiarul este o firmă sau este un client casnic, da? Un, o persoană fizică. Da. S-a ales într unele locuri modalitatea. Lasă vrei că facem noi taxă de salubrizare, luăm noi banii și îi dăm noi operatorului. Păi mie mi se pare că aici sunt două abuzuri. Unu, se încalcă contractul dintre ADI Eco și operator, în care se spune că operatorul trebuie să încheie, în câte știu eu, poate greșesc. Și doi, eu plătesc o taxă la primărie, pe mine mă taxează primăria cu cât vrea ea, nu cu cât gunoi produc. Că poate produc mai puțin, dar poate produc mai mult. Și vine primăria și îmi stabilește mie. Zice, dom'le, stai la casă, da? E, dar ce contează că nu stai acolo? Că ești plecat în Italia cu toată familia. Tu plătești taxa de gunoi. Mie nu mi se pare corect. Ați sesizat acest derapaj cuiva? Acum 3 ani de zile, și zona 2, și 3, și 4 erau aproape în totalitate, exact cum spuneți dumneavoastră, pe modul tarif. Adică te duceai, făceai contractul, plăteai. Plăteai. Bun. Există o prevedere legislativă care spune cam așa. Diferența de deșeu colectat și necontractat de operator la populație, îi se va factura către OAT, către primărie. Dar diferența asta ce înseamnă? Că eu cam închipui ce înseamnă. De exemplu, cum poți să ajungi tu ca operator să contractezi toată populația care generează deșeu? N-au pârghii ca OAT-urile, de exemplu, ca la primărie, care zici, domne, ai venit după o adeverință la primărie. Te rog frumos, ai uitat să achiți. Achit acum, că altfel nu-ți dau adeverința. E poți corect. Face și abuzuri de genul ăsta. Deci, dacă nu, putem considera abuz sunt sau abuzuri nu. De genul ăsta. Dar îi poți aminti măcar. Șeful, dar știți că la mine acolo nu stă decât o persoană. De ce m-ați trecut cu patru? Hai bă, vrei adeverința sau nu vrei adeverința? Adică, și după aceea, ce contract se încheie între UAT și operator? Ce cantități sunt trecute acolo? Diferența de greutate. Diferența de la ce? De greutate. De la ce greutate? Cine? Care greutate? Păi, UAT-ul pune la dispoziție operatorul numărul de gospodării. Așa. Numărul de gospodării. Dacă operatorul nu am, poate. Am 100 de gospodării, da? Da. Pune la dispoziție și populația lista. Care și este acolo? Sigur. Populația care? Reală, care plătește taxe și impozite. Păi să nu zicem. Păi aia e reală. Bun, mergem mai departe. Da. Așa. Operatorul nu poate încheia decât cu jumătate. Fiindcă ceilalți nu vor. Zice, domnule, ești o persoană privată, bun, nu vreau nu să vor, închei. Ok. Aici poate interveni autoritatea prin poliția locală și să se ducă că ăla nu respectă legea dacă nu face contract cu operatorul. Corect. Dar deci, nu faci avem un abuz de sprijinul ateului. Păi da, dar nu faci un abuz și iei tu mie banii dincolo de contractul pe care ADI Eco îl are cu operatorul, care trebuie respectat, că e lege între părți. Pe de altă parte, operatorul, dacă găsește o pungă de gunoi la poarta gospodăriei unde nu are contract, el este obligat să o ia. O ia, anunță poliția să vină să dea amendă. Da, se întâmplă asta cu electoratul. În unele OAT păi atunci dați-mi voie să în vă unele spun. Nu se întâmplă. De ce mai facem reguli? Păi vedeți. De ce mai facem ADI Eco Neamț? De ce s-a înființat această
cum se cheamă, ADI, Asociație, Asociație Dezvoltare Intracomunitară. ADI nu are atribuții în a da amenzi. Deci. Păi nu, dar are atribuții în a monitoriza și a sesiza. Am înființat această ADI frumoasă, ca și ADI-ul trans, acolo e și mai frumos decât aici. De ce? Ca să luăm răspunderea de pe Consiliul Județean, să trecem la o asociație, care asociație are organ de conducere colectiv format din reprezentanții UAT-urilor. Care? Adică cam așa și cam așa. Care și ei sunt și nu mai răspunde la... și nu mai răspunde nimeni, că dacă te duci pe răspundere, după aceea o să vezi. Nu s-a închis SMID-ul. Spuneți dumneavoastră ce înseamnă SMID. Sistem de management integrat al deșeurilor. Adică proiectul ăla de 105 milioane de euro sau cât a fost. Sau ceva, nu mai știu. Deci nu s-a închis. Cine nu l-a închis? Păi teoretic nu l-a închis ADI ECO, că n-a făcut contract pe zona 1. Cine a fost amendat de Uniunea Europeană? Județul Neamț, cu una bucată, milion euro și un pic în plus. Păi, și cine răspunde? Păi nu răspunde nimeni. Plătește cine? Județul, adică cine? Noi. Cine a greșit? Păi n-a greșit nimeni. Că totul s-a făcut respectând pe... Păi așa, legea. A venit un operator, a renunțat și județul a fost amendat. De ce s-a făcut așa târziu licitația? O să vedem. Da. Deci, avem comune în care se strânge cu gunoi și inclusiv selectat până la 47%. Apropo, suntem în normă cu 47% sau nu? Păi nu prea suntem în normă. Care e norma? Păi la norma care? 65%. 65%. Deci, putem spune că... Pe județ cât avem? Fără zona 1, că acolo... Cred că undeva la 31%. Oh, ce bine stăm. Nu, stați puțin, nu. 31% reprezintă ca o medie. Mă refer aici ca o medie de deșeu valorificat din totalul deșeurilor reciclabile. Da? Păi deci, aici să știți că operatorii avem sunt, o medie de 10%. Sunt niște eroi. Dați-mi voie să vă spun că sunt niște eroi. Pentru că ei au o mare problemă. Strâng, selectează, balotează și pe urmă trebuie să-l dea. Și în România noastră, cam greu. Deci, atenție, acel 31% reprezintă procentul de deșeu de ambalaj valorificat din totalul deșeurilor reciclabile. Da. Reciclabile. Media, procentul colectării selective este undeva la 10% pe zona 4, 8% pe zona 2 și 5% pe zona 3. E foarte mic. Păi, ce să zic în cazul ăsta? Că întreb și eu, de ce mai avem SMID? Adică nu avem SMID încă. De ce mai dăm niște salarii, monitorizăm? Când poate, era mai simplu să lași fiecare OAT să-și facă politica proprie. Păi, domnule și Bărănescu... să răspundă în fața cetățeanului din comună. Păi, vedeți dumneavoastră că fiecare OAT care nu-și atinge țintele la sfârșitul anului este penalizat de AFM. Cum? 50%, 50 de lei pe tonă pentru devierea de la depozitare. Adică dacă tu, OAT, să luăm un exemplu, Dulcești, trebuia să duci prin indicatori la groapă, la depozitarea finală, maxim 200 de tone, ce ai dus în plus de la 200 de tone, plătești 50 de lei la AFM. La fiecare început de an pentru anul precedent. E foarte simplu. De ce nu se mobilizează OAT-urile să genereze deșeuri selectiv, e o întrebare care nu putem
face prea multe. Deci, efectiv. Eu am înțeles. UAT-ul va fi sancționat cu 50 de lei, bla, bla, bla. Ideea este, UAT-ul va fi sancționat așa ca entitate? Ca entitate. Formată din cine? Din generatorii? Din cetățeni. Din cetățeni. Cetățenii credeți că au habar de chestia asta? Cetățenii credeți că știu toate lucrurile astea? Păi nu le înțeleg primarii. Așa este. Nu le înțeleg, era să zic, agenții comunali. Mi-am văzut aminte de viața la țară. Responsabili de mediu. Responsabilii de mediu din UAT-ul nu le înțeleg. Care și de atunci, obicei, apropo. Și întrebare care o primesc eu aici. Mi se spune, de ce mai există Adieco? Adieco nu este responsabil doar pentru campanie de informare și publicitate. Nu este responsabil de ceea ce aruncă cetățeanul la gunoi. De ceea ce pune el acolo. Adieco Neamț poate face campanii de conștientizare, dar Adieco Neamț raportează acele cantități, ține legătura cu OIREP-urile, transmite, adică acele organisme de responsabilitate. Care organisme sunt și ele niște intermediari care și ele raportează și fac situații și de acolo mai vin și niște bănuți câteodată. Câteodată. Dar sunt puțini. Nu știu dacă cumva bănuții aia sunt mai mulți sau mai puțini decât salariile OIREP-iștilor. Da, nu știu. Deci OIREP-urile ce fac? Acoperă costurile nete de gestionare a deșeurilor, de ambalaje. Da, e o adevărată poveste și aici. Nu, dar părerea mea este că italienii au o altă vorbă. Apropo de gunoaie și de povestea gunoaielor. Ei au spus simplu, mafie. Nu în sensul rău întotdeauna. Că mafia nu înseamnă neapărat să fie numai ceva rău. Înseamnă și o ordine foarte clar stabilită. Știi cine ia, cine câștigă, cine profită, cine e. La noi, nu știu, probabil că e incipientă. La noi încă se dă cu ciocanul. Da. Așa, dar apropo de discuția de că m-ați întrebat cum fac unele UAT-uri de a un grad de colectare selectivă mai mărit și altele un grad de colectare selectivă mic. De exemplu, într-o ședință a adunării generale de la Roman, domnul primar de la Moldoveni, dacă nu mă înșel, a explicat foarte clar ce face el concret. Era la timpul respectiv, era numărul 1 în clasament, moldoveniu. Și a zis, domnule, eu personal, cu responsabilul de mediu, merg în fața mașinii, este un exemplu al dumnealui, merg în fața mașinii de gunoi și desfac fiecare pungă și mă uit ce pune cetățeanul. Dar poate o fi avut un interes electoral. Dacă să știe ce consumă fiecare cetățean, ca să poată să-i ajute. Da, să știe. Sunt gluma la o parte, este un exemplu de implicare. Este o metodă de implicare, este un exemplu. Și a fost locul întâi, o perioadă. Bun. Alții fac prin școli, alții fac în biserici, alții fac flyere fluturași și merg la cetățeni. Domnul Pădure, este ok, da. Dar rezultatul e 10%. Dacă rezultatul e 10%, înseamnă că nu se face ce trebuie. Și trebuie să ne ducem toți la Grințieș, unde e 49%, să vedem ce fac ăia într-o comună mică, de munte, nu foarte compactă, da? Nu foarte compactă, și cum fac ăia să ajungă la 49% în condițiile în care și acolo este populația îmbătrânită, și acolo sunt probleme. Să vedem și acolo că de la 10 la 49% e o diferență enormă. Așa este. Și atunci eu să fiu, nu director adjunct, să fiu un funcționar acolo la Adieco, aș pune mâna pe o hârtie și aș spune, subsemnatul Bogdan Pădure sau Claudiu Gavrilescu. Stimate, mult stimate și iubite tovarășe președinte al Consiliului Județean Neamț. Cu respectul cuvenit funcției, prin prezenta vă facem cunoscute următoarele. Că A, B,
C, D, E, F, G, cât ține alfabetul. Operatorul de pe zona 4, care o fi el, se implică să pare mai mult. Ăla de pe zona 2 și 3 avem probleme. Haideți, sub un alt patronaj al dumneavoastră, al city country managerului și a altor oameni care participă la comisii de licitații când se fac de evaluare, haideți să stăm un pic de vorbă cu ei și să le spunem că nu-i tot una să iei, mai trebuie să și dai. Că apropo de operatori, eu vă spun că și între ei sunt diferențe. Cel de pe zona Valea Muntelui a ales modalitatea de a se duce cu programul aproape în fiecare casă să-l dea. Cei de pe zona 3, cred că Târgu Neamț, fac din când în când chestiuni de conștientizare a populației mergând din casă în casă în câteva comune unde primarii vor. Nu știu în rest. Da. E o problemă. I-aș scrie domnului președinte și i-aș spune, domnul președinte, știți, dacă dumneavoastră când veniți în județ vedeți că pe drumul de la Bacău până la Piatra nu sunt gunoaie, nu e același lucru în tot județul. Haideți că asta e o problemă presantă pentru județ. Suntem județ de munte, suntem plin de stațiuni. Doamne Bănânescu, problema deșeurilor aruncate pe aici, pe acolo, eu zic că s-a mai stopat. S-a mai diminuat, să zicem așa. Nu știu cât de tare s-a stopat. Dar de diminuat s-a diminuat. Nu mai regăsim prin șanțuri, pâraie sau prin alte locuri. S-au făcut multe campanii de ecologizare. Acum că s-au făcut cu voluntari, cu copii, cu cei de la primărie, s-au făcut, s-au adunat. Cu poliție, cu jandarmi, da, în timpul liber, da, polițiști în timpul liber. Dumneavoastră a spus că nu am anunțat Consiliul Județean. Eu n-am spus, vreau eu am zis că așa aș face. Că periodic facem întâlniri zonale cu primarii, cu responsabilii de mediu din fiecare OAT, cu presă. Domnul prefect a mers în câteva întâlniri, pe Valea Muntelui a fost la Bicaz și la Roman, unde am prezentat aceste tabele cu clasamentele. Și am vorbit efectiv pe subiect, domnule, ce ați făcut în comuna respectivă de aveți așa? Ca să ia exemplu și celălalt primar, să se conformeze cu treaba. Să le prezentăm clasamentul, le trimitem periodic. Sper că nu le-ați făcut clasamentul pe partide. Nu, uitați că de exemplu la... Dacă le făceați clasamentul pe partide, că ar fi interesant. Domnule, am vorbit despre Hangu, care e de culoare politică, de o culoare politică. Am vorbit despre Grințieș, chiar l-am lăudat pe Grințieș, este de o altă culoare politică. Am vrut să păi nu, de asta zic, poate ar fi fost interesant să facem o listă cu comunele așa. Da, lăsați. Haideți că da, ne apropiem, am trecut de jumătatea emisiunii și aș vrea să ajungem la un subiect care sunt convins că creează nopți albe pentru mulți din zona asta și vorbesc nu neapărat că s-ar simți vreo cineva vinovat, ci pentru că se creează probleme deosebite. E vorba de contractul pentru zona 1, care cuprinde și municipiul Piatra Neamț și parcă îi cuprinde cea mai mare parte. Încă 25 de comune, inclusiv orașul Roznov. Orașul Roznov. Da, Roznov. Și Roznovul. Și Roznov. Care are titulatura de oraș. A semnat un contract pe 22 decembrie anul de grație 2022, cu 3 zile înainte de sărbătoarea Crăciunului, cu o asociere formată din două firme, da? O firmă ceva cu clean, adică curat, ceva așa. Clean Prest. Clean Prest, adică prestează curățenie, da? Așa, și să vedem ce curățenie va fi după ce prestează ei Neamț. Și încă o societate, mai știu. Salubris, mă rog. Da. Este o asociere, nu, lider de asociere, nu, este Clean Prest. Nu discut aici despre apartenența, cum se spune,
considerată politică a acționarilor, nu discut despre. Pe mine mă interesează contractul în Neamț. Deci a semnat un contract, am înțeles că ei au concurat aproape singuri, nu? Chiar dacă a depus o ofertă și cei de la Bradner, actualul ei, operator din Da, Neamț, ei au fost eliminați din selecție sau nu au fost eliminați? Au rămas. Și au fost declarați câștigători acești băieți care trebuiau să îndeplinească niște condiții. Sigur. În momentul acesta avem o discuție, mai mult decât o discuție, că nu și-au îndeplinit aceste condiții. Spuneți-ne dumneavoastră despre ce este vorba și eu o să vă întreb după aceea, dacă cu permisiunea dumneavoastră, pe lucruri punctuale. Da. Așa cum ați punctat dumneavoastră, contractul s-a încheiat pe 22 decembrie. Astfel, prima zi a perioadei de mobilizare de 90 de zile a început în data de 23 decembrie 2022. În perioada de mobilizare, operatorul are niște obligații. Și anume, de a prezenta planul de acțiune pentru perioada de mobilizare, de a asigura bunurile puse la dispoziție, de a-și face punct de lucru la Piatra Neamț, în zona 1, de a-și obține autorizațiile de mediu, respectiv licența de operare a NRSC, de a contracta și a aduce acele echipamente prin care și-a asumat în ofertă, da, și care sunt prinse în contract, de a prelua bunurile puse de la dispoziție de UAT-uri și Consiliul Județean. Deci, în mare, cam astea sunt activități. De a încheia contracte cu beneficiarii. Ce înțelegem prin beneficiari? E o adevărată poveste și cu ce înțelegem prin beneficiari. Beneficiarul înseamnă beneficiarul serviciului de salubrizare. Adică cine eu, nu primăria. Persoana fizică, gospodăria sau UAT-ul? Păi eu le doresc succes să încheie cu gospodăria, să semneze gospodăria contractul, nu persoana fizică. Bănuiesc că va fi o adevărată afacere a celor care eliberează certificate electronice pe gospodărie, ca să semneze direct gospodăria cu certificat electronic, da, nu gospodarul. Da. După care, dacă încheie primăria, sunt foarte curios cum va veni, de exemplu, domnul Rotaru de la Alexandru cel Bun să încheie contract cu locuitorii de pe o stradă care nu este curățată, pentru că domnul primar spune că strada nu face parte, că e stradă privată. Păi dacă e stradă privată, cum mă poți tu obliga pe mine să închei contract de salubrizare pe primărie? Vedeți că sincopele există. Bun, da, astea sunt deocamdată amănunte. Haideți să ne întoarcem la contract. În momentul acesta există următoarea situație. Bradner a sesizat faptul că cei de la Clean Prest și asociațiilor de la Salubris, să nu facem confuzie cu Salubritas. Așa? Ăștia de la Salubris probabil nu se ocupă și de câinii comunitari. Ei se ocupă numai de gunoi. Băieții ăștia n-au adus sau au adus o garanție conform cerințelor din contract. O să vedem dacă sunt conform cerințelor din contract, dar care ar fi cu probleme. Da. Deci, ce au adus? Eu între timp o să încerc cu ajutorul colegului să văd dacă găsesc exact documentul. Deci, am o traducere din limba engleză a documentului, garanția. Da. El este pe ecran, ia să încerc eu să-l fac un pic mai mare și pentru așa, se poate citi, îl vedeți și dumneavoastră. Traducerea din limba engleză, am tăiat adresa instituției, care este din Republica Cehă. Da. Și spune așa, prezenta garanție irevocabilă și necondiționată. Condiție pe care am cerut-o în contract. Și este valabilă până la data de 6.1.2033, adică 10 ani. Și expiră automat și în întregime, indiferent dacă prezenta garanție ne este restituită sau nu, în cazul în care cererea și declarația dumneavoastră transmisă scris nu ne parvine până cel târziu în data mai sus menționată. Și băieții
verifică, autentifică și spun ABAPEI se cheamă băieții ăștia. Spun, dom'le, noi venim pentru frații Ciocan și cine mai sunt acolo și garantăm cu 2% parcă din valoarea contractului. Această garanție a ajuns la dumneavoastră, da, din câte știu eu, da. Și după ce a ajuns la dumneavoastră, undeva prin data de 5-a întâia, da. Adică ei au dat-o pe 4, i-au dat-o pe 4 din ce rezultă acolo, v-au trimis un draft. Da. Și dumneavoastră le-ați răspuns, de data asta chiar dumneavoastră le-ați răspuns, da. Că ne exprimăm acordul asupra formei și conținutul draftului. Da. Adică ce înseamnă asta? Forma. Așa este o obligație contractuală, ca beneficiarul să-și asume forma și conținutul scrisorii de garanție bancară. Deci când îți asumi asumat... forma, o înțeleg. Conținutul? Adică ce ați spus dumneavoastră mai înainte. Am urmărit perioada, am urmărit să fie irevocabilă. Repet, este un acord, ne-am dat un acord pe forma și conținutul unui draft primit pe mail. Iar în acea adresă, dacă o puteți să o puneți, Marim. O să vedeți că a primit și niște recomandări acea societate. Acum, referitor la societatea emitentă, ABAPEI, vă solicităm să faceți dovada îndeplinirii condițiilor menționate la art. 154 alin. 4 litera B.I din legea 98. Adică asta spune să fie bancă de credit, să aibă sucursale, să opereze, să emită scrisori pe teritoriul României și altceva. Sau să mai fie jos, societate de asigurare. Mai jos le-am spus că n-au venit doar cu scrisoarea de la ABAPEI. Înainte de acea scrisoare de garanție, acel draft de la ABAPEI, am primit și alte drafturi de la CEC, de la mai multe... Cum adică ați primit și alte drafturi? Am primit niște drafturi de la ei prin care au refuzat unele companii de asigurare din România. Au deci refuzat. CECU a primit? Nu. CECU v-a trimis ceva? Un draft? Nu. Adică nu CECU ne-a trimis. A trimis a încercat să facă clean. Cu CECU-ul, de exemplu. A, și CECU ce a zis? CECU nu a făcut... A împărțit 10 ani, valoarea pe 10 ani și a făcut doar asigurare pentru un an, la valoarea primului an, ceea ce nu era corect. Am înțeles. Dar ăștia de la CEC, care de obicei poate sunt greșesc, interesat. Poate nu-i CEC-ul. O companie românească, oricum. Ar fi interesant să știm cine, ca să-i și contactăm. Da, poate ne scrie cineva cine-i. Nu am da. De mână. O să ne uităm. CEC, Transilvania, nu mai știu cine. Da, o să ne uităm și o să ne interesăm, pentru că e foarte interesant. Da. Deci o bancă românească... N-au constituit-o corect. Nu că n-au constituit-o corect. Ei probabil au făcut niște calcule. Au luat în calcul solvabilitatea. Nu emiți o scrisoare de garanție așa că vine X și zice ia uite, m-am barberit azi dimineață și am de gând să strâng gunoaie. Ia dă-mi și mie o scrisoare de garanție pentru... 2% din valoarea contractului. 300 și ceva sau câte milioane sunt? 400 de milioane, undeva pe acolo. 360. Adică mă duc la CEC eu mâine și spun, bă, dați-mi și mie o scrisoare de garanție. Hai, ce ziceți? Și eu dau o cafea. Nu știu, poate nu am înțeles cum trebuie constituită. Am înțeles. De ce să privim doar invers? Nu, noi privim înainte și în jos. În sus e mai greu, că în sus sunt băieții care sunt cu hățurile, știți? Așa, bun. Deci da. Ați transmis că sunteți de acord cu forma și conținutul. Draftului. Corect. Ce e corect, e corect. Da. Și bun. Am făcut și alte precizări acolo. Adică dacă vă veți îndrepta către un asigurator din România... Bun. Până la urmă ați primit nu draftul, ci hârtia. Am primit în original și hârtia. Bun. Și a fost analizată. De cine? De comisie. Și ce a zis comisia? De exemplu, primăria Piatra Neamț. Nu discutăm de primărie, că aici e altă poveste. Primăria Piatra Neamț a făcut ce trebuia să facă... Comisia. Păi, comisia. Primăria Piatra Neamț are 2 membri în comisie. Am înțeles asta. Dar primăria Piatra Neamț n-a așteptat să vină la comisie. Primăria Piatra Neamț
A zis, bă, au un bancher cum acolo, știți? Cum n-a așteptat să vină la comisie? Păi nu, primăria a transmis o hârtie, o cerere către Banca Națională. Da, având în vedere cunoștințele... Având de... Domnului Potolea. Domnului Potolea, pe care trebuie să-l mulțumim pe, deci, mulțumim pe deci, această primăria, cale. Primăria Piatra Neamț, dacă nu mă înșel, stați o clipă să văd eu dacă reușesc să mă descurc. Deci, Primăria Piatra Neamț transmite către Direcția Supraveghere a Băncii Naționale a României, lucru care probabil trebuia să-l facă fiecare OAT, inclusiv Adi Eco, când au venit scrisoarea asta. Are importanță asta. Cine a făcut... Are foarte mare importanță. Vreți să vă duc în teoria conspirației? Nu. Eu vă pot duce în teoria conspirației. Uite, vă dau un atul la mână. Le dau fraților Ciocan un atul la mână. Să vă spun care e atul. Dom'le, avem o teoria conspirației. Firma Brabner este de ce origină? Parcă acționar majoritar. Parcă austriac. Parcă austriac, da. Austriac. Domnul Potolea lucra la o bancă austriacă. Da? Și are interes să sprijine acolo. Dar nu contează asta. Vedeți dumneavoastră că ca jurnalist aveți mai multe contează, informații. Contează dacă acea hârtie emisă de băieția din Cehia, dacă or fi din Cehia, așa, nu este legală. Cine spune Banca Națională? Îmi dați voie să... Sigur. Măresc un pic documentul. Dar poate era corect ca înainte să vă rog. Pe lângă acel document emis de ABAPEI, există și o declarație a celor de la ABAPEI. Care ce spune? Care nu am. Ba da, o aveți în continuare, în traducerea în limba română, este continuarea. Atunci va trebui care... să așteptați ca să o caut. Nu știu pe unde. Vă spun eu ce scrie. Scrie așa, în traducere. În traducerea din limba engleză a declarației ABAPEI scrie că ABAPEI, vă zic cu cuvintele mele, ABAPEI poate emite garanții de bună execuție pe teritoriul României. Ia să vedem. Declarația ABAPEI. Asta n-am mai avut timp să o subsemnat așa. Mai precis, se referă așa în legătură, vă facem cunoscut că guvernul, ia să vedem, nu văd unde spune lucrul ăsta. Da, vă spun eu că scrie. Nu, mergem că da. Ei spun că pot să emită. Da. E o asumare. E o asumare totuși. E o asumare a celor care emit. au emit. Da. Dar eu, dacă vă spun acum că eu pot să strâng gunoiul de pe Valea Muntelui și vă dau o hârtie semnată de mine și spun vă garantez că pot, mă luați în seamă? Luăm de principiu declarația dumneavoastră, suntem obligați să o luăm, dar pe urmă avem perioada de mobilizare să o verificăm. Și în perioada asta de mobilizare, putem, ce se întâmplă? Putem verifica. Trimitem la OAT-ul respectiv, ne interesăm dacă declarațiile noastre sunt corecte. Păi cum s-a interesat Comisia de Analiză pe utilajul ăla de spălat pubele? Pubele, da. Care nu există? Cel puțin așa se spune. Sincer, nu stăpânesc foarte bine perioada de evaluare a... Eu întreb. Nu am făcut parte din comisie. Știți cum e? Dar... Nu putem să ne uităm numai ce ne convine. Să ne uităm și ce nu ne convine. Că ce ne convine întotdeauna e ușor de găsit. Adică aici luăm de bună garanția ăstora și verificăm noi. Dacă când au fost de evaluat ofertele... Am văzut acolo că e un aparat care, băi, ia zi de măcar există. Că așa s-a întâmplat și la Adiurtrans, când s-a făcut prima licitație cu trasee. O societate a prezentat ca având niște autobuze care erau pe vapor, ca să mă exprim elegant. Și aici probabil că erau pe vapor. Că ăia care produc utilajul au spus, dom'le, noi n-am făcut cu ăștia așa ceva. Utilajul fiind nou în declarație, nu puteau să-l ia second, decât de la producător. Și atunci, hai să ne uităm cu aceiași ochi. Revenim. Ei au spus că pot să facă.
Primăria Piatra Neamț, și acum o să rog pe Bogdan să mă ajute. A trimis la Banca Națională a României. Care a răspuns? Și avem aici. Banca Națională a României a transmis către Banca Cehă. A, exact. Iar Banca Cehă i-a răspuns. Banca Cehă a precizat că societatea ABAPEI SRO, SRL-ul la noi, la ei, nu a fost autorizată să funcționeze ca instituție de credit. Entitatea este autorizată ca instituție de plată, punând de oferi servicii în acest sens doar pe teritoriul Cehiei. Față de cele mai sus, precizăm că în măsura în care în activitatea desfășurată la nivelul societății dumneavoastră ați identificat instrumente de garantare emise de sau în numele societății ABAPEI, vă puteți adresa în mod direct autorităților judiciare competente ale statului. Ceea ce am și făcut. Iar Banca Națională, în calitatea de autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, așa, asta e pe sărite, da? Mă rog, a sesizat parchetul european, adică a sesizat-o pe doamna Chioveși, cu privire la speța în cauză. Ceea ce, ca să spunem așa, semnează Dan Suciu și Adrian Cosmescu. Când ați primit această informare de la Primăria Piatra Neamț? Am primit-o săptămâna trecută, iar subiectul a fost dezbătut vinerea trecută, vineri, în ședința Comisiei de Monitorizare a Perioadei de Mobilizare. Există o comisie formată din membrii Adieco Neamț, 2 membri Primăria Piatra Neamț, 2 membri Primăria Rosnov și 2 membri Consiliul Județean. Este o comisie care monitorizează perioada de mobilizare. Cine erau de la dumneavoastră, de la Adieco? Cine sunt în comisie? Eu fac parte din comisie. Juristul Stelian Mitrea. Da. De la Consiliul Județean? Tiberiu Gavril. E consilier județean, parcă, nu? Nu. Nu? Nu. E frate-su sau ce? Așa. Da, Tiberiu Gavril, da? Da, și Ciprian Baciu. Ciprian Baciu. De la UIP, de la Unitatea de Implementare a Proiectelor. De la Primăria Piatra Neamț, domnul Marin, Ciprian Marin. Ciprian Marin. Cătălin Curălariu. Cel care s-a ocupat de clădiri, de case, de repartizarea case. Da, așa. Da. E numai bun acum aici la monitorizare pe gunoaie. Am solicitat Primăriei Piatra Neamț, respectiv domnul primar, să ne desemneze nu-i treaba persoane. Mea. Vot însemna două persoane, e clar, corect. Bun. Și ce s-a întâmplat acolo, ca să spunem așa? S-a prezentat documentul. S-a luat următoarea hotărâre. Stopăm activitatea comisiei până când nu primim. Am făcut adresă către CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, să-și dea un punct de vedere. Ce facem în situația asta? Concret. Așa. Și așteptăm, nu știu dacă am primit, un răspuns din partea operatorului, câștigător. Am uitat să precizez că și operatorul face parte din acea comisie. A, deci și cei de la Clean Press. Da. Și ce poziție au avut, ca să spun așa? Poziția lor a fost următoare. Ghiocel sau Struț? Avem emisă o garanție de bună execuție de la un emitent ceh. Avem o declarație pe proprie răspundere a emitentului, de pentru care v-am transmis-o. Dacă se dovedește că acea garanție de bună execuție nu este valabilă, atunci ne vom adresa brokerului cu care am colaborat pentru emiterea acestei scrisori de garanție. Și atunci problema la ei este, poate intermediarul, nu știu. Cert e că în comisie s-a decis să transmitem la CNSC și să așteptăm răspunsul și să așteptăm punct de vedere de la operator.
În comisia de sâmbătă aceasta, de vineri, pardon, se va face o propunere către adunarea generală. Comisia va propune. Va analiza răspunsul Băncii Naționale, răspunsul CNSC-ului. Bun. Având în vedere că cei de la Clean Ser sau Prest sunt membri în comisie, de ce a fost nevoie să le faceți o adresă? Cui? Celor de la Clean Ser, de la să dea o explicație. Păi da, a fost acolo, în comisie. Deci omul lor este în comisie. Păi omul lor a zis, domnule, vă pregătesc un răspuns oficial, că m-ați luat acum ca din oală. Am înțeles. Să întreb, mă rog, o discuție cu... Ca din groapa de gunoi. Ca din groapă, da. Deci, adresa dumneavoastră, semnată de data aceasta de domnul Brașoveanu, sau pentru domnul Brașoveanu, nu știu exact, și consilierul juridic Stelian Ionuț Mitrea, face trimitere, Bogdan, chiar te rog dacă mai poți, face trimitere la contract în care se spune că... Nu, face trimitere la adresă cu Banca Cehă, unde spune foarte clar că nu a fost autorizată să funcționeze. Deci Banca Cehă, adică nu... nu știu, ce instituție de credit de la Baia Mare, unde sunt foarte mulți acționari din Piatra Neamț. Nu, Banca Națională Cehă. Eu nu spun că nu o fi și aia corupți, că nu le-o dat și lor cineva cu ciocanul în cap, dar ideea este că e Banca Națională, care spune, bă, ea n-au voie. Dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, instituția, spuneți așa, având în vedere situația de mai sus notificată, vă solicităm următoarele. Nu știu, mie mi se pare așa că aveți niște mănuși de mătase. Poate așa, cu care încercați să duceți bălegar. Știți? Că tot vorbim de... Să faceți dovada cel mai târziu data de 8-a-2-a, adică mâine, să faceți dovada că emitentul scrisorii de garanție este îndreptățit să emită garanții financiare. Nu îi spuneți că să vedeți dacă... Faceți dovada, păi dumneavoastră aveți dovada că nu poate. Păi da, dar tot ei au venit cu dovada că poate. Păi stați o secundă, între dovada ăstora de la Clinser și alu ABA sau ăia AGA, cum îi cheamă, PEI-ul ăla din Cehia și hârtia Băncii Naționale Cehe, mie mi se pare că chiar și la Piatra Neamț, în Neamțland, trebuie să țin cont de instituția mai importantă, care îl controlează pe ăla care zice că poate. Așa. Și îi spuneți așa, conform obligațiilor articolul 11 din contract. Și după aceea, cu aceleași mănuși de mătașe, spuneți, până la clarificarea situației astfel notificate, să luați măsurile necesare limitării efectelor ce decurg din executarea contractului. Adică, nu... Bă, băieți, hai să punem un pic de... Punem frână, nu dăm în marșalier. Punem o frână. Domnule Bălănescu, e vorba de asumare aici. Aici, pe cuvântul meu, asta vreau să rămână în istorie. E vorba de asumare. Da. Asumarea a ce? Cine își asumă? Comisia propune. Sugerează. Comisia respectivă pe care am... Păi haide să-mi asum eu. Păi, nu? Stați puțin. Noi trebuie să prezentăm ceva adunării generale, domnule Bălănescu. Și ce vom prezenta? Vom prezenta documentul de la Banca Cehă, Națională. Prima dată vom prezenta garanția de bună execuție a... Bun. ABA Pay. Ok. După care vom prezenta declarațiile ABA Pay. Ok. După care vom prezenta declarațiile sau adresa BNR-ului. Da. Răspunsul, că trebuie să-i dăm dreptul și la un punct de vedere. Absolut, dar el are punctul de vedere exprimat, nu vă supărați. El a venit cu garanția și cu hârtia. Ce să-l mai întreb încă o dată?
Ce să-l mai întreb încă o dată? Ne întoarcem un pic. Și nu-i dreptul la ceva. La ce? La o cafea? La o șpârlă? La o chestie? Nu ziceți că am fost... nu știu. Trebuie să-i cer ceva. Domnul, haideți să înțeleg așa. Haideți să ne înțelegem așa. Avem un contract care este lege între părți. Părțile cine sunt? Adieco și asocierea, da? Da. Ok. Spune așa. În contract, garanția trebuie să... deci, cel care a câștigat contractul trebuie să vină cu garanția în termen de 5 zile. Am înțeles că s-a făcut o ședință, s-a prelungit termenul cu perioada sărbătorilor de iarnă, adică până după Sfântul Ioan. Înțelegem că Sfântul Ioan este Sfântul care gestionează județul și atunci ne închinăm și spunem, e ok, chiar dacă în contract... Dar n-am zis că vorbim despre deșeuri? Ba da, păi, asta a spus că vorbim despre deșeuri, nu eu. Eu am spus, eu am vorbit despre Sfântul Ioan. Bine. Așa. Deci, chiar dacă în contract erau 5 zile, adunarea generală, trecând peste prevederile contractului, deși nu știu dacă poate să o facă, că un contract a solicitat semnat, prelungirea garanției deci, de participare și automat... A solicitat cui? Nu, n-a solicitat nimeni. A fost de acord. A fost la cererea cui? La cererea operatorului. La cererea operatorului. Eu m-aș fi gândit, bă, dacă ăsta cere, probabil că era decembrie și nu avea cum să se miște. Brokerul lui era la petrecerea de Crăciun. Așa, mergem mai departe. S-a prelungit până pe 6, da? Pe 4 a venit o hârtie. Păi dacă s-a prelungit, trebuie prima dată să stabilim dacă se putea prelungi. Că dacă nu se putea prelungi, dumneavoastră, pe data de... nu întâi, că era sărbătoare, doi nu, pe 3 ianuarie, trebuia să spuneți așa, ce spune contractul? Nu avem garanția. Păi dacă nu avem garanția, nu cumva contractul ăsta devine nul de drept? Întreb. Domnule Bălănescu, nu știu dacă am pomenit sau știți. Nu știu, în general. Cum se procedează și cum s-a procedat și la vechiul contract? Care cu acea... nu s-a mai încheiat. Nu despre asta voiam să vorbesc. Despre acea comisie care monitorizează perioada de mobilizare. Acea comisie, la sfârșitul perioadei, până la sfârșitul perioadei de mobilizare, va întocmi un raport. Raport pe care îl va prezenta în adunarea generală. În acel raport va scrie efectiv tot ce s-a întâmplat. Adunarea generală decide... Comisia asta e aia de care îmi spuneați înainte? Da. Deci domnul Curelariu va stabili împreună cu... Va propune. Va propune și va vota în numele municipiului. Nu va vota, nu. No, comisia, deci, comisia prezintă un raport. Cu puncte de vedere diferite sau același? Comisia prezintă un raport. Am primit asigurarea asta, s-a întâmplat asta. Efectiv ce s-a întâmplat în perioada de mobilizare. Adunarea generală decide dacă va da ordin de începere sau nu va da ordin de începere. Da. Și dacă adunarea generală decide să dea ordin de începere în condițiile în care instrumentul de garantare e nul potrivit băncii naționale după ce a făcut cerere la Banca Cehă, cine își asumă responsabilitatea? În situația dată, comisia va propune o adunare generală înainte de a se termina perioada de mobilizare. Adică considerăm oportun ca imediat după ce primim și răspunsul de la CNSC să facem o adunare generală, iar comisia să propună. Domnule, având în vedere asta, propunem anularea de drept a contractului. Acum lăsând la o parte toate chestiile astea. Asta trebuie făcută. Dumneavoastră, ca persoană responsabilă care lucrează atâta timp în domeniul ăsta, credeți că există o altă ieșire din situația asta? Nu cred că există altă ieșire. De ce vă întreb? Cu toate Pentru că mie mi se pare că acum batem apa în piuă.
Și nu o batem cu ciocanul, nici cu asta, o batem în piuă, nu vă spun cu ce, că nu pot să pronunț anumite cuvinte în spațiu acesta online, nici măcar în spațiu online. De ce? Domnule Bănescu, mai este o posibilitate, o variantă. Care? Dacă CNSC-ul vine cu o altă variantă, să zicem, păi depinde în de care pile. Spune că le dă posibilitatea celor de la... Să vină cu o altă garanție? Să vină cu o altă garanție, domnul, în termen. E ok, nu e ok? Ce că au mai fost? Ce că au mai existat situații păi de genul ăsta? Păi au mai existat. Eu mă întreb dacă cumva cei din Cehia au garantat și alte contracte. Apropo de... au mai existat și alte situații. Ca, eu sunt dacă convins CNSC-ul că mai... ne sugerează și dacă vă sugerează, asta. Nu vă poate obliga. Nu. Deci dacă vă sugerează, nu vă poate obliga... Da. Să nu respectați legea. Să nu, și dar dumneavoastră legea în cazul ăsta este contractul, este lege între părți. Adică eu înțeleg așa, avem o comisie care comisia o să spună, domne, din punctul nostru de vedere, propunem adunării generale să nu se să le mai dăm o șansă. Nu interpretați așa, domnule. Dar nu, eu zic, poate să fac așa, sau poate să spună, propunem anularea contractului. Vine adunarea generală care spune, bă, dar ăștia din comisie își dau seama ce facem noi fără contract? Că au grijă niște oameni să le spună, bă, dar voi vă dați seama ce înseamnă. Bă, politic veți pierde. Că nu aveți cine să vă ridice gunoaiele, etc., etc. Așa, ia votați voi să rămână. Responsabilitatea de care aminteați dumneavoastră se diluează până când din rahat facem etanol. Îi dăm foc, arde și pașii pusii. Întrebarea este cât se mai poate în județul Neamț să mergem pe etanol? De asta vă întreb. Și CNSC-ul vă garantez eu că n-are nicio atribuție să vă spună să respectați sau nu un contract. CNSC-ul este iarăși pentru diluarea responsabilității. Adică ne-a spus cineva de la centru că s-ar putea să vede, noi legea e acolo și dacă noi călcăm aici și reușim să facem pasul, peste 5 ani nu se mai uită nimeni. Știu că e, v-am spus că e ingrată situația dumneavoastră. Trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Bun, atunci haideți să... Pe de o parte avem presiune din partea băncii, presiune. Banca Națională ne-a zis foarte clar, negru pe alb. Acest ABAPEI nu are dreptul să emită pe teritoriul României. Pe de altă parte, operatorul vine și ne spune, domnule, eu am contract cu un broker de asigurare. Prin care i-am cerut să-mi fac o asigurare. Nu sunt eu de vină, domnule, e brokerul de vină. Nu, dar contractul nu amintește nimic de broker, domnul. Contractul vedeți? Este contract. Vedeți, contractul nu amintește de broker. Contractul spune așa, dacă te-ai băgat să faci curățenie în zona 1 a județului Neamț, o zonă rezidențială, da, frumoasă, tu trebuie să îndeplinești condițiile contractului și să-ți alegi un broker care să nu te pună în pericol. Că tu îl dai în judecată pe broker, este fix problema ta. Nu este problema comisiei, nici a lui Econeamț. Econeamț are alte probleme. Spuneți-mi și mie, ce se întâmplă dacă va fi anulat acest contract? Nici nu vreau să mă gândesc. Ba, eu vreau să vă gândiți pentru că asta este problema care interesează pe oameni. Nu interesează învârtelile, brokerul, frații Ciocan, Consiliul Județean. Da, nu știu ce. Nu, interesează pe oameni. Ce se va întâmpla? De exemplu, trecem peste Piatra Neamț.
Deși n-ar trebui să trecem cu ușurință. De ce ar trebui să trecem cu așa ușurință? Pentru că Piatra Neamțu s-a băgat singură în chestia asta. Pentru că ei aveau o groapă de gunoi și nu erau obligați să intre acum. Da, este o altă poveste. De asta trec cu nonșalanță peste Piatra Neamț. Da. Ce se întâmplă în cele 25 în orașul, în localitatea oraș Rosnov și în 24 de comuni sau 25? În ipoteza în care acest contract nu va, se va anula, cele 25 de comune plus orașul Rosnov plus orașul Piatra Neamț vor trebui să se descurce aproape singure, așa cum au fost și până acum, fără ca Adieco Neamț să monitorizeze. Stați că nu înțeleg. Cum să se descurce singure? Adică, Adieco Neamț nu va scoate la licitație pe fiecare comună sau nu va desemna un operator? Dumneavoastră trebuie să scoateți din nou la licitație toată zona. Este altceva. Dar până atunci ce facem? Că din experiență vedem și că avem... un operator care să opereze, să spunem, de exemplu, la... Fiecare OAT... Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun. Ar trebui să aibă... Să-și contracteze un operator... Cu autorizație. Autorizat și licențiat. Și licențiat. Și cu contract cu Girovu. Să aibă și stație de sortare. Și comunele care își făceau singure chestia asta, ce vor face? Care nu mai au autorizații, nu găsesc un operator autorizat. Va trebui să găsească un operator autorizat. Și dacă nu găsesc? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Păi... Că, trebuie să aibă, nu există să nu găsească. Deci... Păi acum, Alexandru cel Bun are contract cu Bradnerul. Da. Colectează Bradnerul. Da, Bradnerul are voie să colecteze dacă dumneavoastră... Adică primăria Bradnerul... poate să încheie cu Bradnerul? Sigur că da. Și până la desemnarea unui operator prin altă licitație de către Adieco Neamț, OAT-urile au dreptul să-și contracteze operator autorizat. Adică cei care au acum contract, de exemplu, cu Bradnerul, ar putea să continue cu el? Sigur că da. Deci ar putea atât timp cât Bradnerul, în cazul nostru, este autorizat de APM. Are autorizație? Și licențiat. Deci, desfășoare activități. Deci, practic... Practic rămâne la fel. Eu zic Dumnezeu cu mila. Da, acum vă mai întreb ceva, că oricum am depășit spațiul alocat emisiunii. Când a fost reziliat contractul celălalt cu cei din Argeș, parcă, sau da, unde era? Da, da. Ecosud sau cum se cheamă? Nu, am uitat. Nici nu mai știu. Girexim. Când a fost reziliat contractul, Consiliul Județean a fost apendat cu 5 milioane de lei, da? Pentru că nu s-a putut închide SMID-ul. Acum, dacă va fi reziliat contractul, SMID-ul e tot deschis, nu? Bate vântul. Sau e închis? Nu știu cum putem privi. Dacă am plătit o amendă, înseamnă că suntem și în legalitate? Sau nu? Eu cred că suntem pasibili de încă o amendă. Nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta. Și aici este iar o chestie. N-aș vrea să o pasez la Consiliul Județean, dar e o problemă, într-adevăr. Nu știu cum o privesc ceilalți. Eu sunt curios dacă cineva de la Consiliul Județean și-au pus problema să recupereze banii din amenda aia de 5 milioane. Deja avem un termen câștigat. Cine? Consiliul Județean cu Adieco Neamț. Adică ei au vrut să recupereze de la dumneavoastră? Nu, avem un termen, un proces, un termen câștigat în instanță. Dar cine cu cine? Păi, amenda, de la cine a venit amenda, da? Da. A contestat, a fost contestată acea amendă. S-a câștigat în prima instanță. A, deci dacă se va câștiga și în a doua instanță, nu se pune problema, nu se mai plătește, cum ar veni. Am înțeles. Teoretic, Județul Neamț a fost sancționat pe problema că acele containere nu au fost distribuite. Dar sistemul funcționează. Adică avem stație de sortare și transfer, colectare se face, sunt contracte în fiecare OAT de pe zona 1. Deci, concluzia ar fi așa. Stimați coordonatori ai OAT-urilor din zona 1. Dacă se va anula contractul, nu vă faceți niciun fel de problemă. Mai mult decât atât, scăpați și de monitorizarea de la Adieco.
Nu e bine așa. E perfect. Ne oprim aici, vom urmări cu foarte mare atenție ce se întâmplă cu acest contract și modul în care va judeca, nu CNSC-ul, că CNSC-ul este, știți cum e, aici e ecuația și ei sunt în afara ecuației. Cum va judeca comisia, cum va judeca adunarea generală și ce se va întâmpla. Până la urmă s-ar putea ca tot rău să fie spre bine, dar mai trăim și mai vedem. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Repet, poziția domnului Pădure a fost una ingrată, el fiind, ca să spunem așa, al treilea în schemă la Econeamț. La Econeamț. Eu apreciez două lucruri. Unu, chestia cu responsabilitatea, care este o treabă la care ar trebui să ne gândim când creăm asociații genul Econeamț, Adiuri Trans, mai e vreuna, parcă mai era una, aia cu apa. Aqua Neamț, în care creăm o asociație, că zicem, nu, atragem noi fonduri europene la Adio Trans, nu că acolo e mai complicat un pic, și după aceea, când e vorba de responsabilitate, vine șuvoiul așa și se împrăștie, după aceea, pac, 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 și la final e foarte greu să găsești persoana responsabilă ascunsă în spatele unei comisii, a unei adunări generale și tot așa. Încă o dată mulțumesc, oameni buni, aceasta a fost emisiunea, scuzați că ne-am întins un pic mai mult. Am sperat să încercăm să lămurim niște lucruri și în mare parte am reușit, zic eu, cu aportul domnului Claudiu Pădure. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Zi frumoasă.